Reamintim, ne aflăm la Trinca. Îți place la Trinca, dar frumos miroasă. Eu așa o floare am avut acasă, auzi? Și nu știu, s-o uscat. Mm-hmm. Cea mai frumoasă poză, cred că, din Trinca. Dați like-uri. Nicolae Petrovici, Valentin Borodache, alături de tricolorul Moldovei. Moldova. Bravo, primar! Un tricolor fără piete, fără nimic, nu ca la alt sate, așa frumos, ca la Unești. Frumos. Mulțumim! Ne-am filmat cu tricolorul Dacoșă Gard. Drept că într-un stil oricare, așa ca pe timpuri. Nu vă trebuie niște țevi, ia uitați-vă, chiar dacă le-o taie, deci nu puteau chiar de jos. Da, puteau scoase ele, de aici să fac scrime, da. Aici e noroc de gardist. Să cunoști casă de cultură. Da, da, ele la rând. Știi? Cam își lasă aripile în jos aceste lebede de lângă casa de cultură. Dacă vă gândiți că suntem la o cireadă, gardul unei cirede, vă greșiți. Suntem la Trinca, parcul de la Trinca. Sunt multe neajunsuri, dar totuși casa de cultură e frumoasă, Nicolae Petruci. Da, este foarte frumoasă, ca o fată mare cu buzele făcute, înțelegi, cu rochii frumoasă, dar la spate, cu rochii rupt și stricatul, mergem și o vedești la spate. Hai. De grabă de pe clădirea casei căminului cultural o să bem soc de berioză. Berioză vom be, da. De mesteacăn. Dar ne temem din altă parte să nu se, auzi, să demoleze ea din altă parte. Din față, cum am zis, fata cu rochii frumoase și cu buzele făcute. Ah, de atâta matale ați spus așa frază. Ce, Nicolae Petrovici, nu puteți pașa? Nu-i chip de mărăie. Dar și după 1000 de euro aici, precis veniți? Nici după 1000 de euro nu pot aici să vină timp. Și mai tânăr poate aș veni, dar acum în timpul de azi nici un 1000 de euro. Dar totuși, de ce nu mai fac un prăguț în aici? Că e... A, uitați. Una, două ochiarare șchioape. Vedeți dumneavoastră, eu dacă sunt îmbăț și eu nu pot, și dacă e la unul în fișor și nu se poate reamă întrâns, ar fi bine de luat aceste măsuri, că de făcut că sunt prea mari. Dar ia uitați, mi se pare că este acolo pentru mașini, nu, dar pentru populație. Nu, aici avem centru, unde da. Populația vine și se duce și se ridică pe aici. Noi credem pentru asta, trebuie de luat în vedere și asta. Nu o să înconjurăm împrejurul casă. Și observ pe casa de cultură de iarbă crește, broiene. Vedem asta, da, am să mergem și la spate, că suntem până a venit poliția, mergem și la spate să vedem. Da, da. Pracuri și azi merge, dar este un loc, era un... Nicolae Petruși, dar pe aveți o ușă la casa de cultură de ieșire, parcă iese din grajd, nu știu ce. Așa facem, că spun, că noi am făcut din față, dar la spate, uitați, la sâmbătă, urmați, să vedem ce e acolo. Oi, Doamne, și praguri! Da, ca la stână! Ceva combinabil, da, și nu știm cât s-a cheltuit pentru asta. Nu știm cât s-a cheltuit pentru toate lucrările astea, că vedem casa de cultură este pe urmă de dispariție. Vedem că aici lumea și doarme. Dorm noaptea, dorm noaptea aici, bețăvanii ăștia vin, dorm pe aici. De atât aud de Trinca crime multe se fac. Da, crime tare multe, aici dorm la spitalul din Trinca, acolo unde am filmat noi și am pus acolo tot mulți crime. Nicolae Petrovici, ce ați dori ca să ne spuneți în încheiere despre casa de cultură, căminul da. Cultural? Fiind azi în centrul satului, ne-am uitat la această casă de cultură, cum este în fața ei, este foarte frumoasă și pusă schimbate ușuri, dar din partea din spate vedem că acolo este un pericol și am dorit ca guvernarea să fie un control pe primăria Trinca și primarul Guduma, care a fost la Partidul Democrat. Pentru că mulți bani s-au cheltuit până și acum. Nu știm unde s-au dus atâția bani la Casa de Cultură, care este în ziua de astăzi prapastii și arătăm că ea ca sare și de bitonul de pie.
Ei, vedeți că nu toți de la Partidul Democrat chiar au fost... Cât a fost Partidul Democrat, am avut și lumină în sat, dar dacă Partidul Democrat s-a dus, lumina s-a stâns. Nu aveam lumină în sat, nu a stâns lumină. Dacă să te duci aici și să duci cu dar și nu-i bani de pus un prăgușor și să fac. Ei, doamna directoare, noi ne preciom aici, Nicolae Petrovici. Lasă vadă și ia, bine șezi tu lângă mine și ține-mă. Ia-o-te, Iopi, ia-o-te, ia-o-te-l, ia. Dar să am și eu ani tăi, dar știm și eu și fac cu anii. Auzi, dar ce nu vin să mă ții, să mă dau jo? Uitați-vă cum o doamnă a sunat cineva pe telefon și s-a oprit. Face regulamentar. Bună ziua, doamnă. Bună ziua. Cum vă zice? Iulia. V-am observat de departe că totuși v-ați oprit, ați făcut așa regulamentar și ați vorbit pe telefon, nu de mers. Da, s-o socotiți că asta așa și trebuie, așa da? Trebuie, da. Știți bine regulile, da? Mulțumesc că știu. Mm-hmm. Ce vă ocupați dacă nu e secret așa, ei, trinca? Ei, ieșit la pensie, mm-hmm. Sunt invalidă, nu pot merge pe picioarele. Aha, asta mașinuț sau cum mai se numește? Da, da, motocicletă. Aha, pentru persoane cu... Da. Mm-hmm. Special așa. Electric, oricum electric, s-o cu așa. Da, electric. Și cu lumina chiar aprinsă, da, bravo! Da, așa și mie, trebuie să urmăriți curaj TV?